Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Astăzi am început asfaltarea drumului Siderca, așa cum am promis că în 3 luni de zile el va fi finalizat, cum ne permite timpul și dacă nu vom avea îngheț și ploi, noi vom continua ca în 3 luni de zile să finalizăm acest drum pe care, prin încredințare directă, delegare de gestiune, noi l-avem încredințat societății Consiliului Județean Drumuri și Poduri S.A. E un fapt, să spunem, lăudabil. Doamna director, împreună cu echipa dumneavoastră, ne-am ținut de cuvânt, am promis călărășenilor că vom pune în funcțiune acest drum în cel mai scurt timp de la autorizarea drumului. Drumul a fost autorizat, drumul a primit toate avizele, inclusiv cel de la poliție. Cred că astăzi putem să spunem, am început să ne ținem de promisiuni, așa cum le-am făcut până în alegerile din localele până pe 27 septembrie, când cetățenii au spus că noi suntem echipa conducătoare, echipa câștigătoare și să punem promisiunile în practică. Astăzi una din promisiuni am pus-o în practică. Doamna director, astăzi am început asfaltarea. E o promisiune electorală pe care cu toții ne-am asumat-o. Da, este o promisiune pe care noi o să o ducem la capăt, numai că, după cum ați văzut, vremea din ultima săptămână nu ne-a permis să lucrăm. Să sperăm că săptămâna viitoare o să fie mai generoasă din punctul ăsta de vedere, să putem să asfaltăm cât mai mult.